Hristos a înviat și bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre stihia de săptămâna trecută, rezultatele și, de fapt, soluțiile care au fost identificate pentru a soluționa problema respectivă. Invitații ediției de astăzi sunt Iuri Ușurelu, viceministru Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Radu Mudreac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule viceministru, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor noștri care este adevărata stare de lucruri, pentru că s-a discutat pe marginea acestei stihii despre gradul de afectare a culturilor agricole și despre acțiunile pe care trebuia să le întreprindă organele abilitate. Vă rog! Înainte de a vorbi, de fapt, ca să facem dintr-o dată o precizare, da. Gradul de afecțiune a culturilor agricole nu poate fi determinat la moment din simplu motiv că este dezvoltarea fiziologică a plantelor, unde de la înflorire până la fruct mai e ceva timp. Și atunci, asta fiind una problema cea mai mare, a doua problemă mai mare este că abia practic astăzi a fost posibil de a procede la inspectarea în teritoriu, la fiecare teren, ceea ce facem la moment. Dacă să vorbim din investigațiile care noi le-am făcut, deci asta s-a avut în vedere direcțiile agricole raionale cu specialiștii din cadrul ministerului, cu contactele permanente, cele mai afectate zone au fost zona de centru-sud și o parte din zona de sud, mai puțin afectate au fost zonele de la Telenești spre Fălești și spre până ajungem aproape de zona Bălțului și deja mai puțin afectat este zona de la Bălț în sus și partea de sud-sud a Republicii Moldova. Cele mai mari afecțiuni noi le-am avut, cum am spus-o, la florile care au fost în perioada din florire. De ce? Pentru că aici am fost afectați și cu temperaturile joase și prima la mână a fost polinizarea slabă a culturilor agricole, deci albina nu a zburat, nu am avut cel puțin vântulețul de primăvară și atunci noi vorbim de afecțiunea procesul fiziologic natural, deci vorbim de polinizare, după care am avut temperaturile scăzute cu, nu știu dacă ar fi bine la momentul dat, spun cu Doamne ajută, dar nu ne-am coborât mai jos de minus 3-4 grade. În unele zone, în unele deșerturi au fost înregistrate minus 5 grade și atât. După care am avut abundența de zăpadă, ceea ce a provocat cea mai mare problemă, problema de ruptură. Deci am avut rupturi și avem rupturi și aici este practic cea mai vulnerabilă, pentru că vă dați seama, seva este în toiul mișcării în interiorul plantelor și asta a provocat respectivele rupturi. Și ultimul moment, care acum suntem în mare alertă, deci să spunem așa, este protejarea culturilor agricole. Pentru că una la mână noi am avut rupturile care au lăsat deschis rădăcina, adică decojiți undeva copacii, plus un pic de înghețuri, dar cea mai mare problemă la care acum atragem atenție este protejarea culturilor. Pentru că chiar de, spunem că gerul și își face mendrele, dar dacă nu facem protejarea, noi suntem în risc să pierdem însuși exploatația agricolă. Și aici o livadă o cunosc foarte bine telespectatorii. Dacă o cultură de câmp undeva ai mai făcut resemănarea, undeva mai sunt alte chestii, dar o livadă dacă o pierzi este mult prea dureros, pentru că cel puțin o aștepți 4-5 ani de zile până într-un rod. Domnule Mudreac, pe parcursul zilei de ieri, în cadrul Comisiei Parlamentare Agricultură, ați audiat raportul domnului viceministru legat de această problemă. Haideți să ne spuneți cum se vede ea, cât este de acută, care sunt consecințele până la urmă și poate tot în acest context aș începe de la ultima teză enunțată de domnul Ușurelu, dacă era posibil protejarea sau prevenirea, pentru că poate de aici ar fi cazul să începem. Vă rog. Da, Hristos a înviat. Hristos a înviat.
Dar noi ieri, într-adevăr, noi am fost deranjați, noi am avut contact cu domnul viceministru și în ziua de vineri ne intenționam ca să avem în parcursul acelor calamități să avem o ședință. Din păcate, timpul care era și repartizarea și a membrilor comisiei și cred că și implicarea ministerului nu ne-a dat posibilitatea ca să ne întrunim. Dar, până la urmă, ultimii ani, pe noi ne pun la timpul ne pune la punct. Am avut înghețurile de anul trecut, am avut seștile, de unde cred că până la urmă instituția care este responsabilă în stat de domeniul dat trebuie să fie pregătit cu politicile pe domeniu. Deci ei așa am solicitat ca să audiem, nu raport și nu altceva, dar care este situația. Să vedem unde este momentul și la ce moment este nevoie ca să intervină Parlamentul în situația dată. Cu părere de rău, domnul viceministru ieri n-a fost pregătit să ne informeze din nu știu care motive, din pe urmă ne-am dat seama că dumnealui a fost în deplasare și nu era la curent cu toate situațiile ce au fost întreprinse în minister. Vreau așa să cred că nu au fost pregătiți ca să ne informeze, pentru din câte cunosc persoana de legătură și responsabilul minister la acel moment, parmesc domnul Șurel, dumneavoastră erați. Dar să mergem mai departe, să nu ne oprim aici. Cred că orice cataclism natural care nu s-ar întâmpla, noi am fost preveniți. Meteorologii s-au făcut cu treaba, ne-au anunțat din timp. Noi am văzut în ziua zile de joi, deja era început, dar pare că de miercuri deja de-am să cunoște că merge spre asta. Aici era rolul experților, specialiștilor și rolul ministerului. Prima etapă de a merge cu profilaxie, cu neadmiterea acelor măsuri, unde se poate neadmis. Mă refer chiar și la seriile care erau, că până la urmă, domnul ministru, avem și serii farmate. Da. Vrem, nu vrem. Noi asta am așteptat ca să cunoaștem din raportul ministerului care este situația la moment, ce s-a întreprins pentru neadmite, dacă s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, cum a fost situația la acel moment și care sunt ca urmare, ce se întreprinde ca urmare. Da. Toate etapele să le cunoaștem. Noi la acele etape nu le-am auzit. A fost pus o întrebare domnului Parea dacă e mai important a fost vizita psihotare decât aflarea pe loc și implicarea în procesul de cel care s-a întâmplat cu nensoarea. Dar să mergem mai departe. Eu cred că ministerul este cel care face politicile și direcțiile raionale care agricole. Noi cunoaștem că, cu părere de rău, sunt unul, doi angajați acolo, care până la urmă au un rol de secretariat și nu altceva. Și dumnealor nici nu se pot deplasa în teritoriu cât să cunoască datele prin telefon. Așa e situația. Telefonează agentul economic, care e situația, spune-mi și la tine. Acumulează informația și o transmit ministerul. În situațiile date, noi am solicitat, deci trebuie este să fie că ne-a expus și la perioada când au fost înghețurile anul trecut în raioanele Iernița, Ocnița, Briceni. Oamenii buni, știți, experți în teritoriu. Consultați oamenii care sunt care fiți în teritoriu. Nu se face agricultură din birou. Asta e cu părere de rău, am ajuns la asta. Cei ce ține la ziua de astăzi să așteptăm care va fi situația, noi am vrut să mai auzim și altceva. Dacă ei sunt pentru o zi de primăvară la semnăturile agricolele care sunt în perioada de vegetație, înseamnă foarte mult. Pierderea o zi, pierderea două zile, pierderea câteva zile. Deci e de văzut care sunt culturile care pot fi salvate prin reînsămânțări și de văzut poate este nevoie ca să intervenim noi ca Parlament prin subvenționarea de urgență cu semințe de agricultorilor ca să poată resămânța terenurile și alți pași care urmează ca și întreprins. Părere de rău, noi asta n-am auzit sau n-a fost viceministru pregătit. Cred că domnul Șurelu a simt. Domnul Ușoreanu, care au fost cele mai afectate culturi? Pentru că din primele date pe care le-am avut se vorbea despre viță de vie, rapiță și pomii fructiferi. Astăzi probabil ne permite deja ca să tragem unele concluzii și să vedem care sunt cele mai afectate. Da, dacă vorbim de rapiță, practic avem afecțiuni, dar rapița nu este afectată la procentul care ne-am așteptat. Cu toate că am avut stratul de zăpadă destul de mare care au afectat culturile de rapiță, deci aici nu aș vrea să mă dau tare expert, dar cred că undeva nu mai mult de 15% din recoltă a fost afectată.
În mare parte, pentru că vorbim de o medie, vă dați seama, deci dacă nu vorbim de medie, vorbim de total pe cultură, atunci avem plus, minus afectări, unde 5, unde 20, unde 60, deci, dar cred eu că e o medie de 10-15%, cel puțin asta aș din primele două zile discuții cu colegii care se află în teritoriu, cam asta este, plus mai vorbim de suprafețele de rapiță per total, pentru că una le raportăm la nu știu dacă iarăși ar fi corect utilizat cuvântul spre norocul, de partea asta principală, centrală a Republicii Moldova, cultivarea rapiței este mai puțin comună în raport cu zona de nord și zona de sud-sud. Deci, practic, marile culturi sunt, marile plantații de rapiță sunt de la Orhei în sus. Aici sunt mai mici. Chiar ce facem cu vița de vie? A fost afectată? Vița de vie a fost afectată, dar nu toate soiurile. Soiurile care mai sensibile sau soiurile mai devreme. De masă. Da, soiurile devreme, pentru că avem patru tipuri de patru soiuri, să spunem așa, după perioada de coacere. Uite, cele care la perioada, prima perioadă de coacere este cea mai, spunem, mai afectată. Deci, astăzi chiar perioada de vegetație era mai avansată. Da. Era perioada de vegetație, chiar în zona Căușeni, unde noi considerăm că era epicentrul la toată stihia care am avut-o. Moldova, bine mersi, a supraviețuit, deci cu mici dereglări. Cât privește alte câteva soiuri, aici e o leacă situația mai șubredă. Dacă ne vorbim la culturile sâmburoase, care în perioada respectivă au fost în toiul înfloririi, nu știu dacă ar fi corect să afirm că asta este o afecțiune ca rezultat a înghețului sau ca rezultat a imposibilității într-un fel sau altul polinizării, pentru că albina a început abia să zboare duminică, chiar și în Chișinău, în fiind zăpadă, era albinuța, o vedeam pe copaci, adică marți, miercuri, deja era ok. Deci problema cea mai mare este reducerea polinizării și asta este cea mai mare afecțiune. În rest, dacă să vorbim grâu, iarăși avem mai puține afecțiuni. Cea mai mare afecțiune la moment o considerăm este lunga prutului, deci partea de Zârnești unde au fost inundații. Deci anume bucata asta de lunga prutului care e mai puțin protejat, pentru că vă dați seama tot șuvoiul de apă, tot masivul de apă. Da, ajungem să discutăm și despre acest aspect. Chiar vroiam să vă întreb mai târziu dacă așteptăm inundații. Domnule Mudrac, vreau să revenim un pic aici. Un lucru este cert. Agricultorii au de suferit. Cum urmează ei să fie susținuți financiar? S-a găsit un mecanism pentru că și prim-ministru Filip a convocat ședință pentru situații excepționale unde s-a discutat despre acest aspect. Până la urmă a fost identificată o soluție viabilă? N-am auzit noi soluții viabile până la ziua de astăzi, pentru că, într-adevăr, noi nu avem încă constatările dus până la capăt, dar ne întoarcem la anul 2017 cu înghețurile. Da. Eu atunci am fost cel mai revoltat când, ca o evaluare a celor direcții agricole din zonele care au suferit cu înghețurile, atunci s-a stabilit că au suferit 9200 de hectare de livadă, ca pe urmă să fie corectată cifra după ieșirile în teritorii la 5.000. Deci aici a fost, care este cifra care urma să fie subvenționată de stat? 9.000 sau 5.000? 4.000 de hectare, asta este o diferență destul de majoră. Așa era atunci la cel moment. Da. Deci aici am solicitat și acum ca Ministerul Agriculturii, prin politici, cu experți, cu angajații, avem Universitatea Agrară, avem Academie de Știință, avem Ministerul Agriculturii. Se iasă în teritoriu și de văzut unde se poate de intervenit acum, la acel moment, cu constatările, cu prin suportul statului, de a reînsămânța asta să fie o etapă. A doua etapă, deja, cum a fost menționat, acele livezi care au suferit prin rupturi sau prin altceva, adică stabilit care au fost rupturile, dar acum aia, în mod de urgență, asta nu salvează situația.
se poate de, mai, de, de așteptat? Nu putem să așteptăm, că aici e urgent, protecția trebuie să meargă. Corect, protecția, da, eu am vedere că dacă a fost copacul rupt, stabilești că au fost rupt. Da. Măsurile care urmează și făcute, el este sau nu este roadă, el trebuie, urmează și făcute toate măsurile de protecție. Asta nu are una cu alta. Vrem, nu vrem, ele, toate măsurile urmează și făcute ca și în procesul când este și roadă. Dar sunt culturi care este nevoie acum de intervenit, de văzut, care timpul ne permite de a le salva sau de a reînsămânța. Avem acele serii care urmează acum de văzut prin cedinii intervenit și din acel fond de subvenționare, dacă este, să fie adresa, constatările, ca să vedem în Parlament, să venim cu modificările la buget de majorat acel fond de subvenționare, pe anume pe acele categorii care au suferit în mod urgent și prin ce metodă de subvenționat, că agricultorii ca au de suferit nu se discută. Ca paguba care este agricultorii de o aduce la un minim cât mai redus. Domnule Mudreac, domnule Ușorelu, eu o să rog regia ca să ne facă legătura telefonică cu primarul satului Condrița pentru a afla de la domnia sa care este starea de lucruri reală acolo și cum s-a procedat atunci când asupra țării noastre s-a abătut această stihie, și după aceea vom continua discuția în studio. Se pare că regia deja a reușit ca să facă legătura telefonică cu Alexei Boșneaga, primarul satului Condrița. Ziceam că vom încerca să vedem de la domnia sa care este adevărata stare de lucruri în localitatea pe care o reprezintă. Se pare că nu ne răspunde. Bine, ne revenim, cred că, într-o minută. Domnule viceministru, spuneam ceva mai devreme și domnul Mudreac pomenea despre subvenții și despre starea de lucruri de anul trecut. Dacă nu mă înșeală memoria și dacă sunt suficient de documentat, nu s-a reușit a achita întreaga sumă care urma să fie alocată. E așa? Nu, subvențiile noi le-am achitat toate, integrale. Da? Posibil că aveți în vedere de regulamentul de acordare a despăgubirilor. Da, despăgubirilor, cer scuze. Sunt două lucruri diferite, pentru că subvențiile sunt alocate din fondul de subvenționare a agriculturii, dar despăgubirea producătorilor agricoli merge din fondul de rezervă a guvernului. Asta a fost primită și ca decizie, asta este hotărârea guvernului, deci asta este lucru. Ceea ce nu s-a reușit, ok, haideți să o spunem lucrul așa cum este. Deci toată investigarea situației, noi nu am avut precedente. Practic, pentru prima dată noi am stabilit o modalitate de lucru și nu s-a făcut de direcțiile agricole raionale, dar s-a început de la nivelul 0, de la nivelul primăriilor, nivelul 1 de la primării. Deci, în momentul când s-a declanșat calamitatea respectivă, a fost expediată o scrisoare din cadrul Ministerului Agriculturii către autoritățile raionale, după care autoritățile locale, prin care s-a solicitat ca să fie documentată la fața locului care sunt exploatațiile agricole, livezile afectate. Deci după ce am stabilit momentul ăsta, deja am proces la etapa a doua, peste două luni de zile, pentru că mai devreme nu puteai să determini gradul de afecțiune, când am proces la etapa de evaluare reală a pagubilor. După care s-a început elaborarea regulamentului cu societatea civilă, cu multe întrebări și răspunsuri. În final, credem că s-a reușit. Acum, înainte de publicare, iar au mai apărut careva solicitări din partea asociațiilor și ca instituție care reprezintă interesele agricultorilor și interesele țării pe de altă parte, suntem în obligativitate de a lua în considerație aceste propuneri. De aceea sperăm că totuși mâine va fi publicat respectivul regulament. AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți, este pregătită și ca instruire, și ca personal, și ca activitate. De asta, practic, au dat dovadă de operativitate și anul trecut, când am regulamentul subvenționare a venit mai târziu și, în final, s-a reușit într-un timp foarte scurt de evaluare la toate dosarele care au fost depuse. Deci asta dacă vorbim pe regulament. Da. Deci aș afirma că
Noi suntem gata odată cu publicarea respectivului regulament, pentru că asta este regula de bază primită. Nicio hotărâre nu poate fi executată fără a fi publicată. Domnule Mudreanu, cum se vede în prisma celor care sunt deputații, și mă refer la mijloci, poate aici, la reprezentanții Comisiei Agricultură, vom avea acoperire pentru a despăgubi aceste persoane? De la început, ce se ține cu achitarea subvențiilor. Da. Ministerul s-a făcut datorie, au achitat subvențiile, dar din păcate 50% din bugetul preconizat, pentru că a fost redus de la 400 de milioane, pare mi se la 200 de milioane. Deci, cum au beneficiat? Cine a beneficiat? Asta e altă întrebare. Asta cum am redus la 200 de milioane? Bugetul la IPA, fondul de subvenționare anul 2016, a fost redus pentru anul 2016 de la 405 milioane, a fost redus cu 200 de milioane. Okay, în urma reorganizării. Modificări bugetului, nu? Nu, hai să spunem lucrul. Haideți. Deci, vă rog. În fiecare an, eu am în buzunarul meu 900 de milioane de lei. Așa. Dacă până la mine nu s-a reușit plata cât pentru 2014, care am avut datorii 2015, deci cumva eu trebuia să le acoper și datoriile respective. Deci, din buzunarul meu, eu pot să am mai mult sau mai puțin, dar a fost alocat atâta. Deci cu banii respectivi, practic, s-a reușit toată achitarea 2014, 2015 și o parte din 2016, care ulterior, cea parte neplătită a fost plătită, achitată în februarie, ianuarie, februarie și martie 2017. Deci, practic, noi nu avem datorii. Aici trebuie să o spunem. Domnule deputat, nu. Da. Noi luăm acum un toc și o foaie și încercăm să demonstrăm. Din bugetul fondul de subvenționare care a fost alocat pentru anul 2016, care este suma care datornic pentru anul 2014-2015 și care a fost suma care a rămas pentru achitare pentru anul 2016. Din suma care a rămas pentru achitare pentru 2016 a fost redus cu 200 milioane. Asta este. Ok, și... Nu, asta este. Păi, din decile... Din 900 minus 200... Au rămas 705. Din 705 au fost 500... datoriile pentru ani precedenți și au rămas 200 de milioane care achitate. Care au fost achitate acum? Pentru anul 2016. Dar erau preconizate 900, înseamnă că erau... Păi da, dar noi banii am dat. Da, deci ca datorii. Numește-i cum vrei, dar ei s-au dus la producător agricol. Ei s-au dus, nu. Ca datorii s-au închis datoria. Ca datorii, agricultorul, dacă au fost nevoit și a procurat în credit careva bunuri tehnice sau altceva, contat conform regulamentul subvenționare că o să fie echitate subvențiile în anul 2015, dar ei s-au echitat în 2016. Păi asta e. Asta e. Nu, a echitat ca datorii, dar nu putem să spunem că 700 milioane. Acum, după ce a fost aprobată legea subvenționării de numai puțin de 2% pentru fondul de subvenționare anual, noi putem fi garantați că de 30 de miliarde, aproximativ 34 miliarde bugetul statului. Asta undeva 680-700 milioane care o să fie garantate anual. Dar nu 200 care o să fie, cum au rămas pentru anul ce îi ține cu achitarea cu înghețurile. Păi, ce au rămas? Da. Banii s-au achitat. Pentru anul 2016, care au fost preconizate 400 de milioane și au fost depuse timp de o lună de zile dosarele cu ulterioară prelungire, ei au trecut pentru anul... Dar banii s-au achitat. Au așteptat oamenii 2014, 2015 și 2016. Și atunci noi am achitat banii. Până la urmă s-au achitat. Deci datorii nu sunt. La subvenționare. Urmează deja 2017. Bugetul a fost redus cu 200 de milioane. Și pe urmă s-au suplinit, s-au achitat. În ce an? Avem 2017, dar e mai achitat. Nu, 2017. Domnilor, ele au trecut ca datorii din 2016 pentru anul 2017. Domnule Mudreac, ca banul să duc în buzunarul producătorului. Domnule Mudreac, domnule Ușurelu, eu vreau să mai încercăm o dată a face legătura telefonică cu primarul de Condrița pentru a ne spune care este starea de lucruri acolo. Poate de această dată reușim să facem legătura cu domnia sa. Spuneam ceva mai devreme că vrem să aflăm din prima sursă care este starea de lucru și cum s-a lucrat pentru înlăturarea stihiei. Se pare că regia ne-a făcut legătura, însă nu avem un răspuns până la acest moment.
Ne pare rău. Revenim în studio. Domnule Ușurelu, spuneam ceva mai devreme că vreau să aflu astăzi, mai mulți colegi de ai noștri din media se tot întrebau, după această stihie albă, urmează inundații? Făcând referire la ceea ce se întâmplă la sudul țării. Deci inundații în afară de sudul țării nu avem. Asta e, dar sudul țării, bucata asta de Cahul. Da. Cum am spus, Zărnești, Roșu, deci bucata asta este afectată, tare afectată. Și atunci întrebarea noastră este de a găsi, pentru că am avut o parte de soluționarea problemei prin intermediul fondului provocării mileniumului, care s-au restabilit sistemele de irigare și au fost, inclusiv și lunga Prutul, au fost curățate o parte din canale. Acum urmează să stabilim surse de a soluționa problema. Pentru că să mai așteptăm că posibil anul n-o să avem sau peste un an n-o să avem, nu este corect. Practic, noi cam și am depistat cam de unde ar fi să fie respectivele fonduri. Îmi cer scuze. Dar la ora actuală, centrul Republicii Moldova nu se află sub pericol? Nu. 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 Pentru că am avut o perioadă, hai să spunem așa, mai puțin umiditate și atunci capacitatea solului de absorbție a fost destul de mare. Lunga Prutului e alt moment. Deci acolo apele subterane sunt în situația la suprafață, respectiv a venit volumul mare de apă de pe pantele din imediata împrejurare și asta a provocat și inundațiile. Și dacă să vorbim undeva în cifre, cam ar fi să fie 800.000 de hectare. Deci da. care deja pot fi în risc, adică riscul de reînsămânțare. Uite aici e problema mare pentru Moldova la moment. Celelalte nu vreau să spun că nu sunt probleme, pentru că ele oricum sunt probleme. Iarăși depinde cine, câți producători sunt amplasați pe 1000 de hectare. Și atunci dacă împarți la 1000 de hectare, dar din coace pot fi afectate 5-6 hectare care au 3-4 proprietari. Uite aici e marea problemă, pentru că pentru cineva 1000 de hectare este dureros, dar pentru cineva chiar și un hectare este mult mai dureros. Deci ea urmează foarte minuțios și asta este și, de fapt, problema care a fost solicitat ca fiecare primărie să formeze comisiile respective unde să, conform recomandărilor, să introducă într-un registru ca ulterior să fie posibil de evaluat când va fi fiziologic posibil la plantă de evaluat. Pentru că vă dați seama, am spus-o cu multe ocazii, deci dacă vorbim de floare, ce înseamnă floare? Floare avem 100% de floare care trec în care fructifică undeva 22-27%. Ei, din acelea 22-27%, ca produs mare, pe copac ajunge unde, dacă 22-27% le egalăm la 100%, acum din acelea 100%, undeva 40-45% ajunge până la 60%, ajunge ca fruct, independent cât de bine am tratat-o. Și atunci, dacă noi spunem, o fost înghețat sau nu a fost înghețat? Păi, nu știu, o fost înghețat sau nu a fost. Deci, posibil, teoretic, undeva ne-am gândit că ar fi, cred că cineva, careva flori, adică din acelea 27% au fost salvate. Poate că nu. Aici urmează să stabilim. De aceea nu vreau să o spun și am spus-o, să o fac de dar, o spus, uite, mai avem 30% undeva într-o... Da. La o agenție de presă am văzut ceva cifre, 30, 40, 50. E greu. Cel puțin nu este profesional. Atunci agenția de presă care, fără să facă o referință la o sursă științifică fermă, doar să faci niște declarații, nu cred că o să fie corect. Domnule Mudreac, haideți să revenim un pic la reînsămânțare. Există mecanism care va permite ca să ajutorăm? Există bani, semințe în rezerva de stat? Eu cred că la ziua de astăzi agenții economici care sunt importatori cu semințele, cu pesticide, herbicide, sunt disponibili ca să livreze în dependență de necesitate pentru a reînsămânța acele culturi care au nevoie. Noi avem două, trei culturi care pot cădea sub riscul care este. Eu nu cunosc la ziua de astăzi care ar fi situația sau suprafiețele, de ce ce ține floarea soarelui, dacă au suferit e bună. Floarea soarelui, care este. Eu nu știu care este situația, că urma ca să ne aflăm ieri în raport cu sfeclă de zahăr,
dacă avem probleme cu seclă de zahăr, care ar putea să fie resămânțată în caz de ne-ar permite timpul încât să ne întoarcem, poate acum de mod de urgență, dacă a sperit. Porumbul, cred că nu avem probleme cu porumbul, poate în ceea ce mai sare. Sunt, dacă să ne referim la culturile, atunci vă zic care e situația culturile de câmp. Deci la porumb avem câteva întreprinderi care un pic s-au grăbit și este făcut în afara oricărei logici. Pentru că logica spune orice agronom, când pune mâna pe sol sau pune termometru și vede temperatura optimă de semănat, atunci aș începe semănatul. Ca cumva spui sămânța în sol, asta nu este greu de toamnă. Ca spui sămânța în sol, mai ales porumbul, să-i aștepți nu știu ce, doi la mână. Problema mare este că totuși încă nu ne-am învățat și asta o spun cu toată certitudinea și este o datorie de a noastră să promovăm mai departe, cu părere de rău, încă mai sunt gospodării, mai sunt gospodari care practic însămânțat-o fără tratarea semințelor. Și asta este problemă mare, pentru că vă dați seama, odată cu dezvoltarea cu temperaturile calde, încep să dezvolte și bolile și vătămătorii și virusul în soare. Cât privește floarea soarelui, nu avem afecțiuni majore, iarăși doar câteva gospodării care au fost sesizate, care s-au deplasat colegii în teritoriu și au văzut momentul respectiv, este prea de vreme de semănat. Am fost la Leova cu colegii, adică colegii s-au deplasat la Leova, aici fiind mai mult procent de floarea soarelui, zici că este ok, cu nordul mare este relativ mai bine. Este mare domnul, unde am avut minus 3, doar în câteva văgăuni minus 4, dar în văgăunile celea nu am avut sfecla de zahăr. Dar, pe de altă parte, sfecla de zahăr e mai supusă și grație corectitudinii care fac acum companiile care dirijează respectivul moment, la cu se mai practică asigurarea. Atunci aici e o chestie. Iată, ați venit acolo unde chiar vroiam să ajung. Domnule Mudreac, 2% din suprafețe doar sunt asigurate. Cel puțin în această cifră am găsit-o. De ce atât de puțin? Asta este... Nu avem o cultură asigurării, nu avem mijloace financiare. Care ar fi până la urmă problema? Asta este politica care trebuie și... politica Ministerului Agriculturii care trebuie de lucrat cu toți agenții economici în parte. Da, noi cunoaștem agenții economici care se eschivează, alții nu doresc, alții au dat acordul. Avem a doua problemă care este companiile care nu doresc să facă asigurările, pentru că riscurile sunt puse. Dar aici este întrebarea unde este de muncit foarte mult ca să ajungem la procentul care ar fi de asigurare. Pentru că statul subvenționează, de cât eu cunosc, 50% participă statul. Prima de asigurare. Prima de asigurare care urmează, 50% statul, 50% genul economic. Și atunci, ca în urma ultimelor ani, acele probleme care le avem cu seșta, cu înghețurile sau altceva, probleme, eu, prin asigurare, atunci i-ar reveni povara statului cu mult mai simplu și cu mult mai ușor. Atunci agentul economic fiind să asigură, atunci și asiguratorul se gândește și monitorizează care este situația a culturii asigurate. Dar aici eu cred că Ministerul Agriculturii mai are mult de lucru în direcția dată. Pentru că este mai simplu ca să asiguri decât să îmi pe urmă să faci evaluări de achitarea subvențiilor și a altor surse financiare din contul statului care până la ziua de astăzi nu le au. Dar care este motivul? De ce nu se muncește în direcția asta sau se muncește ineficient? Cred că domnul ministru trebuie să ne informeze mai problema e. Vă rog, domnul Șurel. Ok, dacă să vorbim de asigurarea în agricultură, foarte bine s-a menționat că noi la moment avem asigurat un pic mai mult de 2% din totalul hectarului. S-ar primi 2,26% din suprafață, dar atenție. 2,26, dacă echivalăm la 100%, ca să distribuim pe culturi, la 74-75% au fost asigurate din totalul din 22 de milioane care au fost asigurate, 11 milioane contribuția statului care au fost dat ca compensație pentru asigurări, 76% undeva îi revine sfecle de zahăr. Deci crescătorii sau producătorii sfecle de zahăr au acoperit. Avem un pic mai mult de
0,6% soia și restul s-ar primi 20 ceva de procente, le revin la alte culturi de câmp. Și aici, iarăși, atenție, sau mai mult s-au asigurat pentru eventualele efecte de secetă. Pe de altă parte, vorbim de agricultori care dețin în proprietate vieți și vii, culturile multianuale. Pentru anul 2016 este un zero. Nu vă pun întrebare cu momentul ăsta. Deci, cam de aici am pornit-o. Pentru ieri, noi am avut prima întrunire cu asiguratorii, am lansat practic trei acțiuni, adică trei blocuri de activități ce poate fi primite. Una la mână, deja suntem pe final și o să înaintăm în Parlament legea privind calamitățile naturale, ceea ce presupune crearea unui fond mutual. Doi, revizuirea formei de asigurare în agricultură și aici asiguratorii au venit cu un nou concept de asigurare, unde este asigurat, deci ai ca și la automobil, ai pachetul minim, ai pachetul medium și ai pachetul maxim de asigurări. Ca prin pachet minim de asigurări să fie asigurate cheltuielile pentru producere. Ca a doilea pachet să fie cheltuielile pentru producere, inclusiv recolta care tu te gândești să o obții, și varianta a treia, cea mai unde ar acoperi toate. Toate. Ce se întâmplă la asigurări? Pe de-o parte, agricultorii, bun, nu vreau să zic că undeva este și problema asta că nu au posibilitate și în multe cazuri nu au posibilitate micii producători, pentru că ca atare asigurările se încep la începutul anului, dar masa critică necesară de bani este la începutul anului, când ai nevoie și de sămânță, de fertilizanți, de motorină, de multe alte lucrări, și asta sunt banii care ai necesitate. Și atunci, și în momentul ăsta, ar trebui să mă mai asigur. Nu știu cum, nu prea să... Da. În conceptul 2, noi avem... Este mai ușor să ceri decât să te protejezi. Pentru că cei care, o bună parte din agricultori care s-au protejat, nu prea cer, dar sunt gospodari destul de buni. Și trei la mână, deci nu se ca să fie într-un fel sau altul, asigurările încă cad o povară destul de mare asupra agricultorilor. Pentru că, hai să zicem, o medie de asigurare la moment pentru culturile multianuale ar fi în jur la 2.200-3.000 de lei la hectar, împărțit la jumătate în cazul în care mai menținem asigurarea prima de asigurare, oricum vine o povară destul de mare asupra producătorilor agricoli, care mai ales nu pot să obțină recoltele cele care sunt așteptate, eficacitatea. Deci, pe de o parte, noi avem mai puțină dorință de asigurare, pe de altă parte, companiile de asigurare mențin prețul mare, pe de altă parte, prețul mare este dictat de masa critică care trebuie să fie depășită. Deci, vă dați seama, dacă se asigură 100 de producători agricoli, da, este un caz, tot Moldova, dacă se asigură 10.000 de producători, este tot alt caz, prima de asigurare poate fi mai mic. Domnule Mudrean, concetățenii noștri atunci când au văzut această stihie și au pus întrebarea, vom avea recoltă? Nu. Iar a doua, fiecare dintre noi se întreabă, vor exploda prețurile pentru produsele agricole? Ce le explicăm celor care ne vizionează? Vă rog. Ca să prelungim ceea ce domnul Șurelu cu asigurările. Da. Din păcate, noi ne învățăm pe greșelile noastre. Adică nu, asigurarea, asta este un lucru care de ani de zile trebuie să dimuncit și dimuncit intens, din că găsit acele posibilități, sau le căutat, ca să le agricultorii de a interesa, ca să asigure. În caz contrar, să vorbim după fiecare calamitate, iarăși să ne întoarcem la această întrebare. Când, cum, pentru ce trebuie găsit modalitatea și cum de echitat. La începutul anului, înseamnă că statul intervine la începutul anului, agricultorul intervine cu a doua parte care revine la jumătate de an, dar posibilitatea de echitare, de asigurare trebuie de o căutat prin diferite proiecte care sunt
în agricultură foarte mulți sunt. Dacă le-a dus toate proiectele cu școlarizarea, cu informarea, cu asigurarea, atunci cred că nimeni nu spune că orice țară e 100% asigurare. Dar procentul măcar de ajuns la 30-40-50, asta ar fi o ușurare a povării statului în caz de calamitate. Eu cred că aici ar fi... Scurt, mai avem o minută, ne spune Regea. Ce ține cu părere de mine? Cu păreri de bine în situația ce e mai bun, în ce e mai rău. Nordul Republicii practic a suferit la minimum. Dacă a înghețat ceva, poate a suferit nușii, că eu am văzut astăzi dimineața, am fost la Briceni, am văzut nușii, au suferit, dar asta e o altă problemă. Dar acea securitate alimentară a statului, eu cred că este posibilitatea ca oamenii să nu-ți facă griji, că produsele agricole o să fie scumpe. Domnule viceministru, 10 secunde, vor crește prețurile sau nu? Nu cred că o să crească prețurile, pentru că nu am fost afectați atât de mult ca să crească prețurile. Doi la mână, avem țările vecine și în primul rând Ucraina, care este tot timpul cu riscul de a ne invada cu producții. Și asta este minusul nostru ca două țări agrare. Domnule Mudreac, domnule Ușurelu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această discuție. Vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru că mai multe aspecte au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!